casa a fost cuprinsă de flăcări noaptea trecută, însă cele, din fericire, nu sunt victime. La locul incendiului au intervenit atât pompierii de la ISU Brașov cu 4 autospeciale cu apă și spumă și cu 2 autoscări, cât și pompierii voluntari din Săcele. Amprenta la sol a casei este de aproximativ 200 de metri pătrați. Din garaj au fost scoase 3 autoturisme, a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Brașov, capitanul Ciprian Sfreja. Anchetatorii fac acum verificări pentru stabilirea cauzei incendiului. Un judecător de drepturi și libertăți al Tribunalului Brașov a decis să ridice măsura controlului judiciar instituită în cazul fostului primar al Ghimbavului, Dorel Toma, dar și să-i permită acestuia să se întoarcă la serviciu, mai exact să conducă din nou primăria din Ghimbav. Procurorii DNA Brașov, nemulțumiți, au contestat hotărârea pronunțată la tribunal. Dosarul va ajunge la Curtea de Apel pentru judecarea contestației și pronunțarea unei sentințe definitive. Fostul primar al Ghimbavului, Dorel Toma, a fost contabilă a acestuia, șefa unei firme din oraș și 2 afaceriști din sudul țării au fost trimiși în judecată anul trecut de către procurorii DNA Brașov pentru fapte de corupție. În dosarul penal deschis în acest caz sunt vizate contracte ilegale de achiziții în domeniul amenajărilor urbane, încheiate de foști responsabili ai primăriei din Ghimbav. Prejudiciul depășește 18 milioane de lei. Înscrierile pentru clasele pregătitoare au început și deja solicitările sunt foarte mari. Părinții, deși emoționați, sunt nerăbdători să-și ducă copiii la școală. Vârsta este un criteriu esențial de care trebuie să se țină cont în momentul în care copilul este înscris. Copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2019 vor fi acceptați doar dacă evaluarea psihosomatică atestă faptul că cei mici sunt pregătiți pentru școală. În jurul vârstei de 6 ani, pentru că este important părinții să înțeleagă, ce este sub 6 ani nu se mai poate înscrie. Până anul trecut primeam și din ianuarie copii născuți în ianuarie, acum până în 31 decembrie 2019. E important să fie cam de aceeași vârstă. Dacă e prea mic, chiar dacă e dezvoltat psihic și fizic, copilul nu rezistă, mai vrea să se joace, mai are nevoie de somn, de odihnă și în timp acestea se adună și se resimt. Copiii, să știți că sunt foarte încântați de această clasă pregătitoare, chiar îi mobilizează pentru ceea ce se va întâmpla în viitor. Cred că părinții sunt cei care vin cu mult mai multe emoții către școală, cei mi se adaptează foarte repede, într-o săptămână, două, deja nu mai avem niciun fel de probleme cu ei. Înscrierile se desfășoară în 2 serii. Prima etapă va ține până în data de 22 martie, iar cei care nu au reușit să se înscrie în această perioadă mai au posibilitatea să depună dosarul de înscriere din data de 2 până în 8 aprilie. Începând din data de 11 martie până în 25 aprilie, Direcția de Asistență Socială Brașov desfășoară campania Dar din Suflet pentru seniori. Vestea cu adevărat bună este că valoarea tichetelor s-a dublat. Anul acesta, seniorii care au o pensie de maximum 1000 de lei vor primi tichete în valoare de 100 de lei. Acești bani vor putea fi folosiți pentru achiziționarea exclusivă a produselor alimentare. Cei care beneficiază de aceste tichete trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Beneficiarii acestor tichete sociale sunt persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 63 de ani în cazul femeilor și 65 de ani în cazul bărbaților, care au domiciliul în municipiul Brașov și au venitul de maximum 1000 de lei pe lună. În ceea ce privește condiția de vârstă, este important să se știe că se pot prezenta să-și revendice aceste tichete sociale, inclusiv persoanele care vor împlini vârsta până la data de 31 decembrie 2019. Persoanele care nu sunt deplasabile pot întocmi o împuternicire unui membru din familie, iar acesta poate ridica tichetele pe baza acordului dat de titular. Pentru a răspunde exigențelor legale am întocmit niște formulare simplificate care pot fi luate fie de la sediul nostru, fie descărcate de pe site-ul instituției. Pentru relații suplimentare, puteți suna la numărul de telefon 0368 469 995 sau direct de la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov din strada Panselelor, numărul 23.
Veste bună pentru brașoveni interesați să devină antreprenori sau specialiști în diplomație comercială și arbitraj. Casa de Comerț Balcanică, instituție condusă de profesor dr. Liviu Pandele, în colaborare cu Camera de Comerț din Alba Iulia, organizează cursuri gratuite pe două componente. Antreprenoriat, cursurile cu o durată de 2 luni, și diplomație comercială și arbitraj, cursuri cu o durată de 6 luni. Într-o prima etapă, cu ceilalți colaboratori conduși de domnul profesor universitar dr. Foris Tiberiu, împreună cu colaboratorii, am avut 980 de puncte de școlarizare pe tot ce înseamnă regiunea Centru Transilvania. Din ele au fost selectate 120 de dosare și de firme care sunt intrate în faza de selecție finală și atribuire de fonduri europene. Banii sunt veniți în țară, în sensul în care la ora actuală se parcurg ultimele facilități și formalități administrative și încercăm într-o perioadă scurtă relativă de timp, respectiv mai-iunie, ca cei care au fost declarați câștigători să semneze contractele de finanțare și să putem să demarăm la Brașov și la Făgăraș primele 2 incubatoare de afaceri pentru mai mult de 120 de firme. Partea cea mai importantă este reprezentată de primirea diplomelor în cazul antreprenorilor care vor dobândi statutul de diplomat comercial și business broker. Mai mult decât atât, această diplomă este un element suport pentru viitoarele accesări de fonduri europene, care sunt norme obligatorii la depunerea dosarului pentru finanțatori. Înscrierile pentru cei interesați să devină antreprenori au loc în perioada 5-13 martie 2019, de la ora 16, la sediul Casei de Comerț Balcanice din Brașov. Sun. Și go, go, sit, touch, go. Artele marțiale pot ajuta copiii să se disciplineze și să învingă crizele de furie specifice vârstei. Ashihara Karate este un stil de arte marțiale full contact dedicat tuturor vârstelor. Se bazează pe folosirea caracteristicilor adversarului împotriva acestuia pe îndemânare, precizie și logică. Începând de la aliniere, salutul sălii, la intrare, la ieșire, respectul față de adversar, respectul față de antrenori, față de colegi, trebuie să știți că ei nu au voie în niciun caz să se atingă, să lovească, doar în timpul luptei sau în exercițiile care le facem. Sensei Ishti practică arte marțiale de 18 ani și susține că Ashihara Karate își pune amprenta în comportamentul copilului. Schimbările apar treptat. De pildă, în cazul învățării, copilul își poate gestiona timpul cu ușurință, devine mult mai atent și concentrat. Din clasa 0 am început, acum sunt în clasa 5-a și, cum a zis și antrenorul meu, Ashihara Karate mă ajută să fiu responsabil, să fac temele la școală. Am avut cea mai mare medie anul ăsta, că sunt în clasa 5-a și în fiecare zi când mergem la antrenament o să avem grijă cum vorbim, cum ne respectăm unii pe alții. O bună pregătire marțială trebuie dublată și de o bună pregătire intelectuală. Copiii care practică arte marțiale își cultivă calități mentale deosebite și simțul oportunității, care îi va ajuta ulterior să identifice situațiile propice din viață și să ia decizii corecte. Sunt